Am revenit, vorbeam despre nativi Irak, cei care au de luat hotărâri foarte importante în domeniul financiar și vorbeam despre anumite situații în care este foarte, foarte important să înțelegeți cum vine reușita, cum putem atrage reușita, pentru că aici este vorba despre, spuneam, mutarea, practic au scăpat gemenii de greutatea lui Jupiter și a lui Saturn pe casa 8-a, pe casa Scorpion, acum pentru Raci s-a mutat la Raci această greutate, deci acolo este un aspect karmic de amprentă foarte mare pe zona legată de financiar. Și care ar fi, spuneam, să vedem cum putem face să primim un ajutor, un sfat în zona aceasta, cum putem evalua obiectiv, pentru că este foarte clar că având aceste două planete pe casa Scorpionului, pe casa 8-a, este destul de greu să meargă lucrurile de o manieră foarte lină. Avem factor de norograție lui Jupiter, dar avem și anumite greutăți și anumite situații karmice cu care ne intersectăm pe zona financiară. În general, perioada, pentru că știm că acum nu putem să comentăm o zodie fără să analizăm tabloul general, astral. Este foarte important să înțelegem, unii spun, domne, ia uite, am ghinion sau sunt blestemat pe plan final. Nu. Nu ne putem sustrage chiar și oamenii tabloului general. Acum, sigur că sunt niște blocaje pe zona financiară din cauza acestui Pluton atât de restricționat în semnul Capricorn, el fiind responsabil cu banii, fiind bogătașul zodiacului. Deci, pentru toată lumea, perioada financiară este restricționată, oarecum. De aceea, iar Uranus în Taur, de asemenea, vine și el cu fluctuații financiare. Ca atare, evaluarea obiectivă este foarte greu de realizat din cauza acestui Uranus care este cuadrat cu Saturn. Deci, ca nativ rac, este foarte greu să evaluez corect de la bun început unde este cel mai bine să investesc sau pe ce domeniu este cel mai bine să exploatez. Și atunci, este important să identific care sunt acele situații financiar-profesionale care nu sunt iluzorii, care chiar mi se potrivesc, pe care mă pot baza și în care pot să investesc cu adevărat. Ne referim la zona financiară acum. Să vedem ce pot să fac foarte constructiv, unde este zona unde am muncit cel mai mult și acolo sigur că da, să investesc în continuare, care este zona care poate să-mi asigure expansiune în viitorul apropiat grație acestui Jupiter. Și da, este o perioadă care vine cu o încurajare destul de frumoasă pe zona financiară, deci s-ar putea să vedem nativ rac care vor face o investiție semnificativă, care vom vedea foarte mulți raci care se asociază cu oameni cu potențial financiar și pot realiza lucruri de mare forță. Important este să rămâneți, le rămâneți fidel, fiți fidel preocupărilor dumneavoastră și să aveți încredere în zona unde sunteți foarte bine pregătiți profesional. Încercați să ignorați, repet, orice agresiune vine din exterior. Responsabilitățile nici pentru raci nu sunt deloc puține. Sunt destul de multe responsabilități cu acest Saturn și Jupiter în Vărsător. Este absolut necesar oricum să se producă o transformare în domeniul financiar. Este imposibil cu aceste două planete de asemenea învergură să nu se producă și modificări în zona financiară. N-avem cum. Mergem mai departe să vedem acum pentru nativii Leu. Vorbeam despre faptul că în general trebuie să evaluăm obiectiv situațiile cu care ne intersectăm. Asta este primul lucru pe care trebuie să-l facem. Nu poți să speri să rezolvi ceva sau să ai succes într-un domeniu dacă nu evaluezi corect situația de la bun început. 2. Repet, trebuie să ne uităm care sunt acele activități care pot fi iluzorii și care sunt cele care au și o compatibilitate concretă cu noi. Adică noi putem visa foarte frumos cu acest Neptun în semnul peștilor în această perioadă, dar nu înseamnă că tot ceea ce visăm sau tot ceea ce ni se năzare, cum se spune, poate fi și pus în aplicare. Un alt aspect la care trebuie să ne raportăm și acum vorbim în general, după care o să aplicăm și pentru nativii Leu, trebuie să vedem în această perioadă unde este decepția. Fiecare persoană, indiferent de zodie, trebuie să identifice decepția. De ce? Pentru că
Neptun, acum aflat în domiciliu în semnul peștilor, vorbește despre o, și mai ales fiind conjunct și cu Mercur și pe sextil cu Pluton, vorbește despre identificarea corectă a zonei de decepție în viața fiecărei persoane, repet, indiferent de zodie. În momentul în care identificăm unde este decepția, putem să luptăm cu zona respectivă mult mai corect. Și eventual, dacă am putea să vedem și cum putem să aplicăm corecția, corectura ar fi ideal. Ca atare, pentru nativii Leu, acest Neptun se găsește în continuare pe o casă delicată, aș spune chiar cea mai delicată, din păcate, casa Scorpionului. Este puțin mai greu de identificat pentru nativii Leu unde este decepția, pentru că Neptun ascunde foarte bine pe casa Scorpionului, fiind o combinație de semne de apă, Neptun ca guvernator al peștilor și casa Scorpionului de asemenea, semn de apă. Este mai greu să identifice nativii Leu unde este decepția, unde este punctul vulnerabil, cum să aplice corectura, unde este o atitudine iluzorie și față de ce. Și atunci, într-o zi identifică decepția într-o zonă, în altă zi li se pare că este în altă zonă și maniera de a aborda sau de a lupta cu necazurile acestea este puțin mai greoaie. Deci, din acest punct de vedere al identificării zonei de decepție sau așa numitului călcâi al lui Ahile, nativii Leu sunt cei mai defavorizați. Ca atare, eu v-aș sfătui să depuneți un efort suplimentar pentru a identifica zona reală, nu cea imaginată, de decepție, pentru că puteți să credeți că cei mai defavorizați sunteți pe plan financiar și, de fapt, decepția să fie, nu știu, în domeniul profesional și așa mai departe, sau în domeniul personal. Deci, mare atenție cum identificați acest călcâi al lui Ahile pe perioada aceasta, nu în general, pentru că sigur ele mai fluctuează. Pentru a identifica corect acest lucru, vă recomand să vă debarasați de impuritățile care tot apar pe parcursul unei zile, adică să faceți această identificare într-un moment de liniște, de calm, poate eventual după o slujbă sau după o rugăciune, nu așa la întâmplare în tumultul cotidian. De asemenea, este o perioadă în care leii trebuie să-și asume și niște riscuri personale. Să nu uităm că această casă a Scorpionului are o definiție, riscul, neprevăzutul, asumarea unor lucruri care n-au cum să meargă bine decât după ce trec printr-o transformare atât de mare încât nu mai seamănă cu nimic din ceea ce a fost. Practic, trebuie să vă așteptați, să vă asumați aceste riscuri personale și să supraviețuiți în circumstanțe ostile. Rezultatele și recompensele vor fi de mare anvergură, vor fi incredibile, dar doar după ce treceți prin această transformare metafizică și alchimie totală care vă va schimba din rărunghi. Este foarte apreciat ce putem să le spunem leilor în această perioadă, spiritul de sacrificiu. De ce spun asta? Pentru că Pluton rămâne pe casa 6, o casa sacrificiului. Pentru că Neptun în pești pe casa 8-a iarăși vorbește despre sacrificiu și în sacrificiu până în măduva oaselor, cum se spune. Nu în sacrificiu, bine, sacrificiul în sine nu poate să fie superficial. Deci, din păcate, energia fizică este puțin defavorizată, să spunem așa, pentru nativii Leo, o zodie care este destul de devitalizată, dar și cu șansa de a se regenera foarte puternică. Pluton rămâne perfect aspectat totuși pe casa 6-a, dar asta dacă știți când să vă opriți. Adică nu trebuie să munciți totuși foarte mult, să aveți și momente de respiro sau momente în care stați pur și simplu și vă trageți sufletul. Mare atenție pe zona investițională nativilor Leu, pentru că avem acest Neptun conjunct cu Mercur pe casa 8-a pentru dumneavoastră, deci puteți fi un pic induși în eroare, deci mare atenție, sfătuiți-vă cu cel puțin încă o persoană și de preferință o persoană care este bine documentată în zona în care, asta dacă vreți să faceți o investiție. Deci aici chiar trebuie să evaluați obiectiv ceea ce vreți să realizați. Mergem mai departe, să vedem acum pentru nativii Fecioară. Nativii Fecioară înțeleg rapid săptămâna următoare ideile celor din jur. Nativii Fecioară vor experimenta un număr foarte mare de evenimente. Trebuie însă să știți și când să vă mai opriți, pentru că avem aici un marcaj care vorbește despre faptul că sunteți pe cai mari din punct de vedere profesional. Dacă nativii Leu sunt puțin devitalizați, nativii Fecioară sunt destul de bine amprentați pe zona aceasta energetică. Sunteți foarte
conștienți de ceea ce trebuie să faceți profesional? Vă doriți, într-adevăr, o funcție sau un loc în care să vi se recunoască autoritatea și puteți să veniți cu propuneri foarte îndrăznețe săptămâna următoare către șefii dumneavoastră. Se poate îmbunătăți de asemenea considerabil relația cu propria persoană și asta grație înțelegerii unor lucruri legate de dumneavoastră, pentru că acest Neptun lucrează și el conjunct cu Mercur pe semn opus. Aveți o mare capacitate săptămâna următoare de a depăși emoțiile negative. Sunteți foarte susținuți de acest Saturn și Jupiter pe casa 6, care vorbesc despre faptul că devenim foarte buni specialiști într-un domeniu, făcând lucruri care descarcă un anumit tip de energie abuzivă. Nu toate zodiile au această șansă ca prin muncă să descarce energia negativă. La dumneavoastră așa se întâmplă. Sunteți puțin mai relaxați, aveți mintea puțin mai liniștită decât altor zodii și aveți și o capacitate foarte mare. Este o perioadă în care ajutați foarte mult oameni. Vom vedea foarte mulți nativi fecioară care se erijează într-un fel de protector ai celor din jur, care îi ajută, se pună în slujba altora fără să pretindă ceva în schimb. Dar totuși, tot trebuie să faceți ceva săptămâna următoare, să vedeți, aveți mai multe alegeri de făcut și trebuie să alegeți foarte corect. Atitudinea benefică este foarte încurajată în aceste alegeri. Deci trebuie să faceți niște alegeri. Se prefigurează și o investiție bună, nu neapărat de mare anvergură, dar destul de bună pentru nativii fecioară, grație conjuncției Venus-Soare pe casa 8-a. Puteți să vă intersectați karmic cu o situație în care faceți ceva foarte bun, foarte corect în plan personal. Chiar dacă anumite acțiuni, activități au fost inhibate, să spunem, din cauza unor stări sufletești mai, nu neapărat asociate depresii, dar mai puțin pozitive, mai puțin entuziaste, acum, lipsite de optimism, să spunem așa, acum, repet, o implicare totală și cu foarte mult devotament pe zona profesională vă poate ajuta să aveți multe, multe beneficii în plan profesional. Și să știți că tot ceea ce faceți acum impecabil la nivel profesional vă va crea o karmă foarte pozitivă pe această zonă. Da, este o perioadă în care puteți avea hotărâri spontane, tot în zona aceasta legată de locul de muncă. Șefii cu siguranță vă vor aprecia, s-ar putea să vedem mulți nativi fecioară care devin favoriții șefilor. Dacă sunteți propriu stăpân, cu atât mai mult vă veți pune în valoare și veți deveni un fel de persoane foarte vizibile, adică angajații, dacă sunteți propriu stăpân, spuneam, dacă sunteți angajator, vă vor respecta foarte mult. Și nu în ultimul rând, veți vedea că puteți să faceți ceva de mare forță în plan profesional. Este o perioadă care exclude concentrarea pe lucruri mici. Deci nu este bine acum să vă concentrați pe lucruri micuțe, pe lucruri care nu au o anumită perspectivă. Vedeți că acum se activează niște lucruri care guvernează karma, adică acum descărcările karmice sunt foarte periculoase și sunt foarte dure. Fiți vigilenți, la fel cum recomand tuturor zodiilor, să rămâneți pe poziții în a identifica prin ce, în ce domeniu și prin ce, că nu toată lumea descarcă karma la fel, alții descarcă karma suferind, prin boli, alții ajutându-i pe ceilalți, alții făcând un lucru de mare forță profesional care pe termen lung îi va ajuta pe cei din jur, alții printr-o formă de sacrificiu oarecare și așa mai departe. Deci fiecare acum descarcă într-un mod specific. Pentru nativii fecioară, în primul rând se cere o identificare a lor corectă față de divinitate, culmea prin intermediul partenerului de viață sau prin intermediul înțelegerii unor situații, ori prin suferință, ori prin sacrificiu față de partenerul de viață. În orice caz, aici trebuie căutat mai mult cum puteți să identificați cu adevărat cine sunteți și făcând sacrificii pentru cei din jur, adică ridicând nivelul profesional al celor din jur sau perfecționându-vă în plan profesional. Mergem mai departe să vedem acum pentru nativii balanță cum se prezintă situația. În primul și în primul rând avem un potențial energetic suplimentar ca balanțe pe zona de deci un potențial suplimentar energetic pe zona investițională în plan personal
Nativii Balanță, să spunem așa, s-au așezat la casa lor. Cu adevărat, avem acest Saturn și Jupiter pe casa a cincea, pe casa iubirii. Majoritatea balanțelor observă o îmbunătățire semnificativă a vieții personale. Vă simțiți foarte bine cu partenerul, aveți un partener pe care vă puteți baza. Viața de cuplu pare să fi intrat pentru nativii balanță pe un făgaș foarte, foarte corect. Au fost eliminate confuziile, începeți să aveți încredere în partener și partenerul dumneavoastră. Foarte puține lucruri mai dezavantajează pe nativii balanță în plan personal. Acolo deveniți însă foarte, foarte responsabili. Este o mare responsabilitate. Majoritatea balanțelor au o viață personală, aș spune, chiar impecabilă. Sunteți, repet, responsabili față de partenerul de viață sau față de familie și viceversa. Știți pentru ce luptați, știți cum să vă planificați activitățile, nu neglijați nicio problemă care chiar este importantă. V-ați câștigat o valoare, o valoare foarte frumoasă în plan personal. Știți cum să administrați proiectele împreună cu partenerul și mai mult decât atât, vă începeți să vă conștientizați valoarea. Adică deveniți foarte conștienți ce valoare aveți și începeți să promovați această valoare în plan personal, adică le arătați și altora cât de multe lucruri ați realizat în zona de domestic, fie o casă, fie partenerul, fie copiii. Revenim după publicitate. Am revenit, vorbeam despre nativii balanță, cei pentru care este foarte, foarte important să înțeleagă și chiar înțeleg în această perioadă toate regulile legate de planul domestic. Este vorba despre o implicare specială pe zona de viață de familie, de iubire, acolo unde nativii balanță au în această perioadă rol de strategi. Acest Saturn aflat pe casa iubirii pentru balanțe îi încurajează să se ocupe într-un mod deosebit fie de proprii copii, fie de partenerul de viață, fie de ceva legat de oameni pe care i-au în grijă. Deci aici ar fi, să spunem așa, provocarea pentru dumneavoastră. De asemenea, se deblochează anumite situații care până acum au fost considerate blocaje în plan personal. Se pot realiza foarte multe lucruri favorabile. Aveți un factor de noroc foarte mare pentru nativi balanță care au copii. Acești copii vor deveni o sursă de noroc. Vă puteți intersecta cu tot felul de activități care au și urmări practice, deci rezolvăm lucruri foarte interesante pe zona practică. Cerințele sufletești ale celor din jur sunt puțin mai mari, pentru că asta face Saturn, pune misiunea pe zona personală și pe relaționarea cu cei din jur. Este un tip de karmă interesant în care pur și simplu trebuie să ne ocupăm într-un mod cu totul și cu totul deosebit de oamenii dragi, de oamenii apropiați nouă. Trebuie fie să-i ajutăm să-și atingă un scop, fie să îi ajutăm dacă sunt supărați, să venim cu o vorbă bună sau cu un sprijin sufletesc și așa mai departe. Deci, realizările în plan personal sunt deosebite pentru nativii balanță. Aveți foarte clar direcția de altruism în această perioadă față de cei la care țineți și mai mult decât atât veți primi și apreciere din partea acestora, dar și dumneavoastră, la rândul nostru, veți primi ajutor din partea oamenilor apropiați. Aveți un soi de curaj psihic de care veți da dovadă și în domeniul investițional, pentru că tot Saturn și Jupiter pe casa a cincea vorbesc și despre curaj în investiții. Momente de mare inspirație în domenii care vă interesează cu adevărat. Pentru nativii balanță care lucrează în domeniul artistic este o perioadă foarte benefică. Puteți ieși la rampă cu lucruri de mare forță, de mare amploare. Repet, mai ales pentru cei care lucrează în domeniul artistic. Și încă un sfat, nu amânați nimic din ceea ce poate fi rezolvat oarecum într-un timp mai scurt. Mergem mai departe să vedem pentru nativii Scorpion. Pentru nativii Scorpion este o perioadă de provocări, dar provocări care
vin puțin și pe domeniul financiar. Trebuie să faceți în așa fel încât să reorganizați de la A la Z anumite domenii de activitate financiară. Nu să schimbați neapărat, ci să le reorganizați. Adică să faceți în așa fel încât să deveniți foarte, dar foarte eficienți financiar. De ce spunem acest lucru? Acest Marte conjunct cu nodul nord la orb 0 acum, pe casa 8, spune că trebuie să ne concentrăm foarte mult la proces, la procesul de a produce, la zona aceasta investițională. Nu neapărat să ne extindem, dar să punem lucrurile la punct. Și atunci trebuie o privire de ansamblu pe orice ține de investiție sau de modul în care câștigăm. Mai este ceva acolo ce poate fi îmbunătățit. Dacă este un nativ scorpion care este doar angajat, cu siguranță, dacă se va uita cu ochi critic, dacă se va uita cu mare atenție la domeniul profesional, investițional, va găsi ceva de făcut, ceva mai bun de făcut, de îmbunătățit. Dacă este un patron care, să spunem, are acest aspect, de asemenea, trebuie să fie mai atent, poate la angajați, poate la strategie și așa mai departe. Deci clar puteți să aruncați un ochi critic pe zona dumneavoastră investițională. Deci soluții abile, demersuri vigilente în abordarea zonei financiare prin eforturi susținute. Deci nu este o zonă unde să fiți pasivi, asta vreau să spun. Mai mult decât atât, avem în continuare acest Pluto perfect aspectat cu Neptun pe casa a treia, cu Neptun tot pe o zonă investițională pe casa a cincea, casa leului, deci poate exista un fel de război al nervilor într-o zonă în care puteți să faceți un lucru de mare forță, dar un pic vă dă de furcă, vă dă puțină bătaie de cap. Eu zic că este bine să facem lucrul respectiv, pentru că chiar dacă ne dă bătaie de cap, totuși nu este deloc de ignorat acest moment de forță aici. Aici avem foarte multă forță. Comunicarea, de asemenea, ne poate aduce foarte, foarte multă mulțumire. Veți observa ca nativ scorpion, cum cu acest Pluton în casa a treia, să zicem că mă întâlniți într-o seară cu prietenii sau discutați cu cineva. Dacă îi spuneți ce vă doare, dacă îi spuneți ce planuri aveți, veți observa cum către scopul pe care îl urmăriți, către zona spre care ați aruncat, să spunem așa, sugestia, veți primi din partea interlocutorului ori o idee, ori o sugestie, ori dacă nu chiar un ajutor. Deci este o zonă foarte interesantă de schimb reciproc cu oamenii cărora le împărtășiți ideile și cu care comunicați, în care le spuneți ceva și automat destinul lucrează de așa natură încât vă oferă un feedback, și un feedback foarte bun. Este mare lucru să primim feedback, primim oricum, dar putem primi și un feedback foarte corect. Adică discuțiile noastre în această perioadă nu sunt doar simple discuții. Este și ceva care este înconjurat de o zonă de emoțional, de comunicare karmică cu persoana respectivă, și destinul nu întâmplător vă scoate în cale acești oameni. Spune așa, dacă găsești de cuvință să vorbești cu persoana respectivă despre o problemă pe care o ai și în care te-ai împotmolit, poate omul respectiv îți găsește o soluție la problema respectivă. Să spună, am înțeles, ai o problemă în domeniul respectiv, eu te pot ajuta, cunosc exact problema care, persoana care te poate să deblocheze acea situație. Tot în perioada următoare avem acest aspect care arată o mică confuzie, acest Mercur conjunct cu Neptun pentru nativii scorpion pe casa a cincea. O importantă indicație karmică în această perioadă este să nu ne lăsăm, spuneam, subjugați de problemele cu care ne intersectăm. Pe casa a cincea este vorba despre o mică disensiune cu oamenii dragi nouă, acolo unde, repet, pot apărea conflicte de natură karmică, care au la bază ceva ce nu merge. Noi trebuie nu să ne certăm, nu să promovăm conflictul, ci doar să identificăm ceea ce nu merge, care este cauza, de ce nu merge, să departajăm foarte clar ceea ce nu merge de ceea ce ni se pare. Să nu fim nici ranchiunoși, nici răzbunători, nici criticiști, ci pur și simplu să căutăm să vedem de ce nu ne mai înțelegem cu o persoană, care este cauza, cu adevărat. Pot apărea și idei neclare în zona aceasta, de asemenea, iar trebuie să facem în așa fel încât să transformăm neclarul în clar. Scorpionii au în această perioadă, am tot spus acest lucru, un soi de inteligență anticipativă, adică puteți să simțiți, și vorbim despre o gândire inginerească, dar și un tip de maturitate, deci trebuie să gândiți lucrurile nu de 10 ori înainte să faceți ceva, ci să le gândiți inginerește, adică ce am de făcut,
cu cine, puteți descoperi foarte multe lucruri la care nici cu mintea nu vă gândeați până acum. Ce ne interesează pe noi cu ce aveți aici este faptul că acest pluton pe casa a treia spune că puteți descoperi fondul problemelor, esența problemelor. Aveți foarte multe aspirații acum, foarte mulți factori motivaționali care sunt importanți. Deciziile de asemenea sunt luate extraordinar de puternic și profund de către nativii Scorpion și mai mult decât atât aveți foarte multe, o evoluție reală care se observă chiar în real pe diferite planuri. De asemenea, trebuie să aveți foarte multă încredere în anumite persoane cu care colaborați și care nu v-au dezamăgit niciodată. Este important să faceți acest lucru. Pluton în casa a treia vorbește despre oameni de mare încredere care se găsesc în jurul dumneavoastră și, repet, care chiar nu v-au greșit. Este bine să vă bazați pe ei în continuare. Acțiunile pot fi constructive. Vorbeam despre această evoluție pe diverse planuri care este foarte bună. O realimentare cu energie se poate realiza prin intermediul discuțiilor cu oameni care vă poartă noroc. Vedeți că aveți în perioada imediat următoare ca un senzor din acesta care depistează oamenii care vă poartă noroc și în contrapartidă oamenii care vă pot purta în ipotetic, așa să spunem, ghinion. Este o perioadă în care vă concentrați foarte bine, foarte corect. Pluton pe casa a treia vorbește despre o capacitate de a de hipnoză, de a simți lucrurile și de a transmite mai departe. Și tot acest pluton pe casa a treia vă identifică și situațiile în care trebuie să rămâneți circumspecți, dar cu adevărat circumspecți. Mergem mai departe să vedem acum pentru nativii săgetători cum se prezintă săptămâna următoare.